Această rubrică vă este oferită de Sanador. O boală pe cât de ascunsă, pe atât de gravă, cancerul de pancreas este descoperit de regulă în stadii avansate. Medicii recurg la tratamentul oncologic și chirurgical, dar pronosticul rămâne rezervat. Despre semnele acestei boli și factorii de risc ne spune mai multe chiar acum domnul profesor dr. Ilinel Popescu, medic chirurg, profesor de chirurgie generală. Bună dimineața! Bună dimineața! Care sunt semnele acestei boli? Boala are trei categorii de semne. În localizarea cefalică a tumorilor, semnul principal este icterul. Atunci când tumorile sunt localizate la nivelul corpului pancreasului, semnul principal este durerea, iar pentru tumorile localizate pe coada pancreasului, de obicei, cel mai multe sunt asimptomatice și nu rareori se descoperă atunci când se palpează. Factorii de risc în cancerul de pancreas, care ar fi? Din cei cunoscuți, mai întâi că s-a descris destul de clar o formă familială și de aceea ancheta familială poate să conducă la decelarea unui risc în cadrul anumitor familii și membrii acelor familii trebuie monitorizați cu multă atenție. În al doilea rând, dintre factorii care țin de modul de viață, în mod cert s-a dovedit o relație între cancerul de pancreas și fumat, de asemenea, între cancerul de pancreas și obezitate. În sfârșit, diabetul. Diabetul reprezintă în sine un factor de risc și nu de puține ori cancerul de pancreas debutează ca un diabet sever decompensat. Există o categorie de vârstă mai predispusă la acest tip de cancer sau vreunul din sex este mai afectat? Nu e o boală a tânărului, fără discuție, deci apare de regulă după 40 de ani, chiar după 50 mai frecvent, fără să fie o diferență foarte mare între cele două sexe. În ce constă tratamentul acestui tip de cancer? Tratamentul este medical și chirurgical. Tratamentul medical implică, evident, chimioterapia ca tratament de bază cu care operează oncologii, dar și radioterapia, care își face din ce în ce mai mult loc pentru controlul local al tumorilor. La fel cum tot pentru același control local se apelează din ce în ce mai des la distrucție cu radiofrecvență. Cât despre chimioterapie, există chimioterapia clasică, s-au făcut unele progrese destul de interesante, mai ales regimul care se cheamă Folfirinox, asocierea de oxaliplatin cu irinotecan a dat rezultate mult mai bune decât ceea ce exista anterior. Pe de altă parte, din păcate, cancerul de pancreas este unul din puținele în care imunoterapia, cea mai modernă formă de luptă contra cancerului, nu și-a dovedit eficiența. Așa încât trebuie să ne bazăm în continuare pe chimioterapia, să-i spunem, clasică, cu ideea relativ nouă că în anumite forme considerate operabile la limită, este mult mai indicat să se înceapă cu chimioterapia, eventual cu chimioradioterapie, să se constate ce fel de formă evolutivă avem, în cazul formelor rapide, evolutive și agresive, sigur, chirurgia nu mai ajută, sau dacă obținem stabilizarea bolii cu ajutorul chimioterapiei sau chimioradioterapiei, să se intervină chirurgical, apelându-se la intervenții uneori agresive, cu rezecții vasculare, rezecții de venă portă, rezecții arteriale, dar care pe o boală stabilizată pot să ofere o șansă mai bună pacientului. Cum arată viața pacientului după aceste intervenții? Care sunt recomandările pe termen lung? Sigur, operațiile, rezecțiile de pancreas sunt operații complexe și care lasă anumite sechele pentru că pancreasul contribuie la digestie, fără discuție, se desfințează de cele mai multe ori pilorul, apar niște modificări anatomice cu repercursiune asupra digestiei și această digestie trebuie adaptată noilor condiții. Ceea ce se poate realiza de cele mai multe ori
Mai problematică este diareea care apare datorită evidării ganglionare pe traiectul arteriei mesenterice superioare și care unor nu e ușor de controlat, poate fi chiar foarte dificil de controlat. Însă, până la urmă, un bolnav operat pentru carcinoma de pancreas, principala problemă în urmărirea la distanță este aceea apariției recidivei. Bolnavul trebuie monitorizat permanent pentru că, din păcate, chiar și în operațiile cele mai radicale, există un anumit procent de recidive care încă se înregistrează. Domnule profesor, doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct. Vă mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.